la început nu m-am gândit că va deveni o colecție. Am simțit nevoia de a aduna, așa zis, frumosul pe lângă mine. Nu că aș fi avut o parte de urât neapărat de urât, sau de disgrațios. De urât neapărat. Încă din copilărie am avut șansa de a face parte dintr-un grup de copii foarte plimbat în zona asta, datorită Aureliei Mocan. Și am avut evenimente săptămânale, de evenimente culturale, atât expoziții, mers la teatru, mers la film, mers la peste tot, plus educația pe care mi-am dat seama că de fapt a fost o educație, că atunci o priveam ca o joacă. Ca o joacă sau ca divertisment, exact, cultural, să zicem. Dar câți dintre noi, nu te trebuie să fac o scurtă precizare aici, câți dintre noi avem, să zic, credite să-i oferim lui Reli Mocanu, pentru că și la rândul meu, mă rog, am să zic, datorez o parte din începuturile mele profesionale pentru Aurelie Mocanu, pentru că ea a fost cea care m-a invitat în cadrul unei emisiuni pe care dumneavoastră o realiza, cred că se chema Amfitrion în lumea artelor, la Radio România Cultural, și acolo am început eu să fac portrete, elogii de artiști care aveau cumva, da, artiști care atunci aniversau niște vârste rotunde de 40, 50, 60, 70 de ani. Le făceam un fel de medalioane vorbite, vizitându-le atelierele și cumva propunându-le radioului și Aureliei Mocanu, care ne coordona pe mine și pe cei care probabil erau colaboratori, da, acolo. Da. Tu ai intrat un pic mai în pâine. Veneam deja cumva din studiul istoriei artelor și eram... Eu am avut norocul să fiu luat chiar mai de la început. Nici nu știam că sunt deja în pâine. M-am trezit acolo. Tocmai de asta zic, în afară de toate evenimentele, s-a întâmplat o chestie extraordinară. Am primit cheia. Mi s-a dat cheia așa de la apartament. Apartamentul lui Reli Mocanu. Da, unde era o lume, era un univers întreg. Mai ales că se întâmpla undeva la începutul anilor 90, când toți știm ce însemna o casă normală de oameni, din Pantelimon. Deci era... Nu-ți imaginai că poate să existe așa ceva, în sensul obiecte, în sensul lucrări, în sensul totul, era un cabinet de curiozități, cred că nu-i departe, sau depășim termenul. Cabinetul de curiozități e mai mic decât ce era acolo. Și am primit cheia, fiecare zi aveam câte o misiune de îndeplinit. Pe urmă, de cele mai multe ori seara plecam pe undeva, în funcție de situație, vernisaje, teatre și ce se mai putea întâmpla. Și ne-am trezit din ce în ce mai mulți, pentru că ea, nu știu, stătea de vorbă cu Aurel Vlad. Fii tu, ce face? Păi uite așa, hai, trimite-l încoace că merg cu copiii nu știu unde. Și ne trezeam acolo, ne întâlneam. Era o școală aproape, socratică, să zicem, exact, așa. Adică... Exact, exact. Și atunci am cunoscut artiști, am fost introdus oarecum în genul ăsta de eveniment. Pentru că în afară de ateliere, fiecare avea o oarecare misiune la un vernisaj. Dă-mi un exemplu, sau mă rog, două, sau ce-ți mai aduce aminte, ce mai poate fi. De exemplu, de Cozo. Pe Cozo îl vizitam, îmi aduc eu aminte, sunt niște ani, destul de frecvent. Avea atelierul ăla, ce era foarte interesant, pentru că după o oarecare scurtă vizită, ne plăcea foarte tare că ne ducea sus pe bloc. Țin minte că era în Eforie și exista posibilitatea și pentru noi, niște copii, să stăm acolo pe bloc, evident totul... Se și vedea centru vis-a-vis de Poliția Capitalei, Calea Victoriei. Era minunat. Spațiul era destul de în siguranță, că marginile acelea erau înalte, nu s-ar fi putut întâmpla nimic, și atunci eram așa fascinați, dar totuși nu ne apropiam. Stăteam acolo, grămadă, și ne uitam. Și cu Cozo ne-am tot văzut, ne-am tot întâlnit și după. Și așa am cunoscut-o pe soție, tot în acel grup.
care nu știam, dar ulterior a devenit soție și am început și datorită ei să colecționăm, să adunăm lucrări. Mers în ateliere, acolo unde se putea merge în ateliere, mers în expoziții. Era o oarecare intrare deja făcută, că na, spuneam, știți, acum nu știu câți ani am văzut expoziția de la Simeza. Sau... Da, oamenii când văd că cineva le cunoaște trecutul și, mă rog, trecutul profesional, deja probabil că da, lasă da. O... Mulți își mai își aduceau aminte de acea expoziție. De propriile lor expoziții. Da, nu conta. Și ușor, ușor am început să strângem lucrări, să le achiziționăm, să... Și așa, dintr-o serie de artiști, să zicem, cei pe care ai preferi acum sau, nu știu, pe care ai preferat acum 5 ani sau cei cu care simți că rezonezi într-un fel sau altul. Neapărat ca stil de listă, cât ca stil de povești pe care le poți aduna, să zic, și pot deveni interesante și pentru alți colecționari, pentru alți oameni iubitori de artă. Sunt destul de mulți artiști cu care rezonez, care, de exemplu, Dan Bota. El, din păcate, nu mai este printre noi, cred că... Recent s-a stins. Un an, doi. Da. Oricum, cum se întâmplă, se pare, în apropierea zilei lui de naștere, la o zi, două, s-a stins. Era extraordinar. Intrai într-o lume atunci când îl vizitai. El stătea undeva în zona Titan. Un apartament de 4 camere, se trecea dintr-o cameră în alta pe o potecuță. Da. Mii de lucrări. Mii de lucrări, cu siguranță cu grafica la care apelase, să zic așa, în ultimii ani, desena zilnic foarte mult, nemai putând să lucreze pictură. Eu oricum lucra dimensiuni destul de mari, din ce mi-aduc aminte. Tocmai de asta, adică... pentru că el de fapt, nu că nu mai putea fizic să lucreze, prefera dimensiunile mari și nu mai putea să le gestioneze prin cameră. A găsit o soluție cu niște balamale ca să poată să construiască lucrarea. Fiind pânzele mari, nu le putea manevra până în casă, nu intrau pe uși, se loveau de... Și atunci le construia un fel de dipticuri, tripticuri, dar ea era de fapt una singură și folosea balamale ca să le poată manevra. Închidea lucrarea pe urmă. Mi se pare unul dintre cei mai insistenți pe pictură și mai muncitori din cei cunoscuți de mine. Nu cred că era zi să nu lucreze. Deci asta e și o tipologie de artist, să zicem așa, pentru că nu toți sunt neapărat zi de zi așteaptă să vină sau nu muza îl găsește în atelier. El, arhitect de profesie, se termina jobul, venea acasă, lua prânzul sau mânca ceva și se ducea în atelier și lucra. Și asta zeci de ani. Zeci de ani. E un fond... Un fond nedescoperit. Noi am făcut împreună niște expoziții și una dintre ele destul de mari la Biblioteca Națională. E încă nedescoperit. L-ați avut și în expoziția cu nuditatea, cu nudul. Sigur. Era chiar afișul, dacă nu mă înșel. Era chiar afișul, pentru că un artist, un pictor excelent din toate punctele de vedere. Știa foarte bine, avea simțul culorilor. El era chiar, în ultima perioadă, a devenit mult mai exuberant în culoare, mult mai curajos. Aproape că ți se părea că nu-i mai pasă de ce culori pune acolo. Niște violeturi, niște roșii. Așa mi le aduc și eu aminte. Da, exact, da, da, așa. Da, da. Era atât de puternic, atât de puternic și... Și în același timp atât de sensibil. La prima vedere părea ursuz. Bine, era și el un fel de om, așa, o namilă de om, adică era destul de înalt pentru standardul nostru și cu... Destul de înalt, dar nu o figură destul de... Da. O atitudine destul de puternică. La prima vedere părea ursuz și cumva rece. Ascundea o sensibilitate extraordinară. Devenise atât de
nici nu știu cum să-i zic, atât de sensibil și în același timp puternic și nu mai putea să se exprime decât prin ceea ce făcea. Decât prin ceea ce făcea. Încerca să pună aceea sensibilitate să fie găsită pe pânză sau un desen. Și crea niște spații, mai ales în desen, umplea pagina cu niște spații de-astea arhitecturale, aproape incredibil. Ți se părea că nu-i făcută de mâna omului. Așa, când îmi povestești, cred că văd aproape un pattern sau o tipologie de artist pe care îl prefer, pentru că știu că îți place și Ovidiu Fene și cumva ca tipologie artistul care diferiți. Nu poate. Ei sunt diferiți ca atitudine artistică, ca lucrări de artă, ca genul de exprimare, dar. Au ceva în comun, această sensibilitate. Și modul în care o percep arta ca fiind singura modalitate de a se exprima în lume, cumva. Da. Cred că asta mi-atrage atenția. La Ovidiu Fene și e cu totul altceva, pentru că el caută să extragă și să nu știu dacă pot să zic, să purifice neapărat suprafața și culoarea. Dan Botta folosea culoare puternică. Da, nu mă refeream din modul estetic și formal cum arată lucrurile, ci mă refeream la atitudinea tipului de creator, în sensul în care oameni care sunt retrași, rezervați, extrem de, cum să spun, construiesc ziduri, dacă pot, în jurul atelierului, în jurul creației, în jurul universului lor și, exact, cum spui tu, reușesc doar să... Construiesc ziduri, dar cu dorința de a fi sparte. Cu violență probabil, pentru că sunt destul de solide, lumea lor reală este, adică realitatea lor este diferită de realitatea multora dintre noi. Dar să zic, dacă l-ai fi cunoscut pe domnul Botta, la prima vedere nu ți-ai mai, sau te gândeai, bă, nu știu dacă mai are rost să mai vin odată. Da. Și nu vorbim despre prețuri sau despre... Părea că e inabordabil. În sensul ăsta, zic că e o asemănare. De fapt, el își dorea să-l mai abordeze odată. Avea o oarecare lipsă a dialogului, dar în același timp și își crea această lipsă. Uh-huh. Își crea și îi plăcea intimitatea, nu îi plăcea să fie nici lăudat, nici criticat. Nu avea nevoi de tipul ăsta, dar cumva le căuta. Sau nu că nu avea nevoi, el le avea, dar nu le arăta. Nu le lăsa să se înțeleagă. Niciodată. Domne, când mai vii pe la mine să vorbim? Dar dacă îl sunai, domnul Botta, aș vrea să vin să vorbim despre, sigur că da. Și ce rigoare interesantă, am mai întâlnit asta și la alți pictori, atunci când pregăteam o expoziție sau când propuneam să facem o expoziție, era un calvar pentru el. În afară că toată expoziția era deja ansamblată pe hârtie, fiecare lucrare se știa unde, cum și de ce și la ce înălțime. Stătea nopțile și își desena planșe cu fiecare lucrare. Cum va veni? Vrea să vadă spațiul și îl fotografia așa cu privirea, având asta de arhitect în meseria. Topografii, imediat își dădea seama cât e peretele, cum e, cum va sta lucrarea, ce distanță trebuie. Și te trezeai că tu de fapt puteai să nu mai muncești dacă vrei. Îl contraziceai doar așa, în sensul că haideți totul să nu o punem pe asta lângă asta. Și trebuia să vii cu un argument. Dar totul era aranjat. Îți trebuia doar așa. Un tip care vine și pune lucrările să fie... Era foarte exigent și la fel e și Ovidiu Feneș. E foarte exigent cu el, strică lucrări, păi până se termină o lucrare, dacă dăm straturile la o parte și le-am putea pune pe altceva, facem 10 lucrări. Sau o expoziție. Da, nu, facem 10 lucrări dintr-una singură dacă am putea să dăm straturile la o parte. Ovidiu Feneș încearcă și reușește, de fapt, printr-o muncă de asta extraordinară, el nu lucrează decât cu materiale naturale. Adică stă și freacă la o piatră
de cremene și cu praful ăla. Cu pigmenții, cu praful ăla, cu praful, da. Alături de niște rășini și așa, și obține niște culori. Nu că nu preferă uleiul gata cumpărat, sau dacă folosește ceva, îl amestecă și îl diluează și are niște teorii despre, aproape, nici nu știu, alchimice. Nu știu dacă sunt experimente, de fapt, da. Sau el știe ce face. Sau el știe ce face. Pare așa, o întreagă chimie. O întreagă chimie. Și e parte din procesul artistic, da, până la urmă, cred. Da. Rezultatul e extraordinar. Oricum, înțeleg, tot un tip dificil, de artist în sensul ăsta de lucrat în sensul ăsta o asemănare. Foarte, foarte dificil. Ai curatoria și o expoziție la Muzeul Țăranului Român, Ovidiu Feneș. Da, în spațiul MNCR plus C, coordonat de Ilina Schileru, care face parte totuși din cadrul muzeului, chiar dacă e puțin de sine stătător, dar da, este... Da, este în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, un spațiu, zicem, de cercetări experimentale în zona artistică și a artelor contemporane. O expoziție, un duo, Ovidiu Feneș cu Napoleon Tiron. Alt personaj, cu siguranță, știu că îl cunoști, e ceva, alt personaj. Se poate mai dificil decât atât să curatorezi o expoziție cu doi artiști mai, să zicem, dificil în sensul nu știu dacă se poate. Temperamentului și a... Siguranță voi afla. Da. Dar Napoleon Tiron, altă figură, ca să zic așa. El e o figură și ca artist și ca om. E extraordinar. Păi nu am știut ce lucrări vor fi. Asta a fost și interesant în acea expoziție sau... Unul din lucrurile interesante. Noi nu știam decât lucrările lui Feneș, că erau deja, dar nu știam cu ce vine Napoleon Tiron. Și am aflat cu o zi înainte sau cu două zile, când a venit cu niște cutiuțe frumos ambalate, a spus lucrările, eu le vreau să vin așa, ok, așa facem. Mi-a explicat un pic și pentru că de obicei încerc să găsești similitudini între lucrări sau uneori sau în alte ori să... da. Nu. Bine, Napoleon Tiron a văzut cu ce vine Feneș. Știa, deci avea practic, știa cărțile cu care joacă adversarul cumva. Da. Ce mi s-a părut foarte important sunt lucrări făcute în ultima perioadă, din câte am înțeles de la el, dar care seamănă cu cele din 86 de la Dales. Da. Trebuie spus pentru cei care nu știu creația neapărat lui Napoleon Tiron că în acea perioadă, 86, a avut o mare expoziție la sala Dales cu acei, care a devenit și reprezentarea românească la pavilionul românesc din Bienala de la Veneția și care a lansat cumva, să zicem, iconic imaginea lui Napoleon Tiron, acele creaturi, cum le numește el, în tot felul, balabuste, le mai spunea. Cam așa le spune el. Creaturi făcute din luate, noduri de... Napoleon Tiron nu dă nume. Da. Nu există nicio lucrare care să aibă un nume. Dar, într-adevăr, în genul ăsta de lucrări, balabustre le zice, făcute din lemn, da, din practic, bardă, da. Fiecare bucățică de lemn luată la bardă și legate, sudate între ele. Notate cumva cu sfori. Cu sfori. Cu sfori și cu diversi, nu știu, aracet, prelandezi, el știe. Cu sfori și de acolo au pornit acele golemuri. Da. Sunt niște structuri, dar de dimensiuni monumentale, trebuie spus. De dimensiuni mari. Când te gândești la Napoleon Tiron, te gândești la acele lucrări și la obiectele acelea... La coastele de balabuste, nu neapărat. Nu. La oasele mai la numai. Oase, da. Așa cum le-am zis noi. Da. Pentru el tot așa nu sunt, adică denumirea e cu totul diferită și n-are rost să o spunem acum. Pentru că nici nu știu la cât de pontos e, dacă e o glumă sau nu. Da. Dar obiectei inventate pentru a fi plăcute de om și pentru a fi nu neapărat înțelese, dar sunt obiecte ușor
plăcute la atingere. Da, o reacție tactilă. Îți vine exact. Să le iei în mână, adică asta trebuie da. Să fie reacția principală. Exact. Îți place să le ții în mână, să le învârți, să le simți cât de fine sunt. Piatră, lemn. De cele mai multe ori, sau cele mai multe întâlnite sunt lemn. Da, și revenind la expoziție, deci nu s-a știut, n-a știut nici eu, nici Lina, Feneș, nici atât. În stilul lui n-a pot să păstreze genul ăsta de mister, inclusiv cu lumea atelierului, că nu știu cât se reușește să-l viziteze în atelier. Eu am reușit. Probabil că e o raritate. Reușit, adică... da. Numai eu știu cum am ieșit de acolo. Da. Da. Pentru că odată ce m-a primit, m-am dus cu el să-i arăt alte lucrări, adică două lucrări, sculpturi în lemn de alt artist, și el m-a băgat în atelier, crezând așa că sunt nevinovat. Și imediat cum am intrat, ca oricine altcineva, am început, cum zice el, să filmez. Și era numai cu ochii pe pereți și să descoper lucruri și să-i văd universul, știind povestea că nu multă lume intră acolo. Și la un moment dat, evident că el mă urmărea și am ieșit așa, puțin înjurat, că eu l-am păcălit, de fapt, și că am reușit să intru acolo și că cum a putut el să se lase păcălit. A fost totuși o expoziție pe care ați realizat-o ulterior. Probabil. Nu știam lucrările. Da. Eu nu le văzusem. Deci lucrările care au fost în expoziție, eu acolo în atelier nu le văzusem. Și încercam să-i sugerez eu, măi, două paia, nici nu m-a ascultat. Da. Și a venit pur și simplu, ți-am zis, niște cutiuțe, acolo am văzut, vreau să stai așa, și aia a fost. Da. Și el... poate fi încadrat între cei dificili din punctul ăsta de vedere. Aș mai adăuga și aspectul ăsta care cred că e relevant pentru experiența ta de lucru cu artiști. Deci e această zonă curatorială pe care iată ai pus-o în valoare în expoziții, dar chiar în cazul lui Dufeneș cumperi lucrări care nu există. Adică cumva, această muncă de tip de colecționarat, mecena cred că se numește, lucrări care sunt... avansate cu resurse financiare pentru un viitor, adică susținând artistul în a le realiza, adică nu lucrări gata făcute. Eu de existența lui Ovidiu Feneș nu mai știam nimic de la ceea ce se știe. Retras fiind din mediul bucureștean, fiind, pentru că o vreme s-a desfășurat aici. Într-o discuție cu domnul Ion Grigorescu, aveam eu în cap o expoziție. Era cumva destul de aproape de cea făcută la MNR a lui Ion Grigorescu. Și cu opera pictată. Da, și vreau să vină cumva, nu neapărat în completare, că e ciudat spus, cu lucruri nearătate. Cu lucruri nearătate, mai ales că dacă le-aș fi luat tot pe alea să le schimb locul, nu aveau niciun sens. Și tot ca să fie mai complex, dacă pot să zic așa, mai vreau încă doi artiști. Și relația dintre ei, relația ca atitudine, că nu știu dacă între ei a existat neapărat o relație de prietenie sau cu siguranță da, cel puțin se cunoșteau, dar ca atitudine. Și atunci eu mă gândisem, Ion Grigorescu, Ilie Pavel și Matei Lăzărescu, perioada anilor 70-80. Și am început demersurile. Am stat în pod, în casa bătrânească, părintească, de la Vasile Alexandrii. Am selectat o parte din lucrări. Ne-am uitat și peste lucrările de Matei Lăzărescu. Am vorbit cu dânsul, era totul în regulă, în sensul da, acceptase expoziție, convenea ideea. Când am ajuns la Ilie Pavel, s-au întâmplat, a căzut, ca să zic așa, pe scurt. A căzut proiectul, în sensul în care proiectul, nu și-a mai găsit continuarea. Pun pe altcineva în loc. Și domnul Grigorescu mi-a zis, uite, îți dau numărul lui Feneș, dar nu știu dacă o să te descurci cu el. Și am primit numărul lui Feneș și am sunat. Și am dat mesaj că zic, mă, nu răspunde, nu, în fine, să știe despre ce e vorba. Și cumva
după mult timp, adică niște luni de zile, am reușit să vorbim. Evident, am trecut pentru-un CV, da, cine ești, da de ce, da cum, da așa. La îmbunat, dacă pot să spun așa, faptul că aveam numărul de la Iunica Grigorescu, se cunosc și are un deosebit respect față de dânsul. Și atunci am început un oarecare dialog care a durat 2 ani. Evident că a căzut tot proiectul inițial. Și am mers așa, zic, dacă tot te-ai apucat și zici că mai ai câteva lucrări și te-ai apucat, haide că proiectul inițial a căzut, haide să facem noi unul. Da, să... da. Și timp de vreo 4 ani a tot durat experiența asta de telefoane noaptea, de idei, de mesaje, de, uite, facem așa, 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 așa. Când credeai că s-a stabilit, mai am ajuns măcar la 50%, iar... De la început. De la început, că nu e bine aia, că... Deci asta zic, că cu Ovidiu Feneș se lucrează foarte greu, foarte greu. Iar rezultatul, eu zic că a fost unul pe măsură. Cu toate că expoziția a fost un pic despre cum l-am făcut eu să lucreze. Artiștii au nevoie de provocări, ești știut acest lucru și provocările exact, pot fi... Am știut să-l provoc, fără să-mi propun neapărat să-l provoc. S-a nimerit. Eu consider că s-a nimerit. Eu chiar consider că s-a nimerit într-un oarecare fel. Și de asta zic că încerca să mai termine 4 lucrări pentru finisaj. Acum eu mi-am explicat, zic, măi Ovidiu, nu prea se mai fac genul și ăsta finisaje, de finisaje depinde. Finisaj, nu prea mai vine. Lumea, cine are să vină, vine de-a lungul expoziției, vizitează. Vine de-a lungul expoziției, da. Dar tu fă-le și vedem cum facem. Sau mai introduce pe parcurs. Da. Era o idee de-a mea în care vreau să repanotez expoziția de la săptămână la săptămână, cu toate că lucrările erau proprietatea mea, am zis tot timpul să fim de acord amândoi. Da, bun, ce idee, foarte bine, îmi dădea câteva indicații, sfaturi, cum să o repanotez, după care treceau 2 zile când mă pregăteam, zic, mă, trebuie să mă duc să repanotez, mă duc mai devreme, așa, să nu mai faci asta. Deci, nu mai vreau eu. Nu exista neapărat o explicație logică de ce nu mai vrea. Pur și simplu da, nu se răzgândea, vrea, să zic. Se răzgândea, da, se răzgândea. Și mai treceau încă 2 săptămâni și îți explica de ce n-a mai vrut. Adică totul era în urmă. Da, totul era da, mai târziu decât da, ar fi trebuit să fie. Da. Așa cum și lucrările. Ele sunt făcute, dar nu sunt gata. Pentru că, de fapt, ele sunt gata, dar mai contemplează așa puțin asupra lor. Fără a avea teama de a nu cumva să greșească sau să se facă de râs. Pur și simplu îi place, e exigent cu el și îi place să fie 100% sigur că lucrarea aia merită semnată, pentru că și asta e o problemă. Nu că nu vrea să semneze, dar el dacă a terminat o lucrare, nu o semnează în momentul ăla. Și a trebuit de vreo 3 ori să mă duc personal acolo, să stăm de vorbă și să stau niște ore să semneze lucrările, care ar părea simplu, bă, stânga jos, dreapta jos, nu. Și vine cu niște teorii care pur și simplu te surprind. Păi stai că uite cum cade lumina, nu pot să pun semnătura acolo. Sau hai să o pun aici, că și vine el cu o teorie, că privitorul va ști că e pus acolo ca să țină loc de multe ori nu stai să te gândești la chestia asta. De asta zic, el e exigent, e exigent și e și un tip care știe foarte multă artă și mai ales arta românească. Artiști știe de aproape de toți ce au făcut, cum au făcut și chiar și pe perioadă. Nu vorbim de cei contemporani, chiar și cei, nu știu, anii 50-60. Dar trebuie spus că, din nefericire, o parte întreagă dintre, mă rog, artiștii care s-au educat în artiștii și istoricii de artă, chiar care s-au educat
după 1990, cum e și cazul lui Ovidiu Feneș, cred că născut în 78, dacă nu mă înșel. Ceva de genul, nici eu nu mai știu exact, dar am acolo. 77, n-au avut prilejul să vadă o zonă de artă românească, cea produsă, mai ales în perioada regimului Dej, să zicem. Asta deja ieșise din circulație, din circuit. O mare parte din artiștii perioade erau, să zicem, trecuți la un tip de nou index de pus deoparte. Adică realismul socialist deja era acuzat în mod sigur, în mod clar și, prin urmare, numele acestor artiști nu intraseră în conștiința multora dintre artiștii care s-au educat după 90. Asta o spun și din perspectiva noastră, ca da, foști elevi de liceu, de artă. Sigur, sigur că da. Sigur. Deci cu siguranță e un aspect. Da. Dar el, asta zic, el îi știe. Da, a trecut acest hop, această graniță, da. A spart acest zid, apropo de zidurile cu care se înconjoară și de asta e surprinzătoare probabil și imaginea unui astfel de artist care să cunoască arta anilor 50-60. Nu. Cum am observat că nu toți artiștii sunt neapărat interesați de ce a fost în spatele lor. Poate că nu e bine asta. Pe de altă parte, nici nu e bine să crezi că cu tine începe arta românească sau, mă rog, pictura românească sau sculptura românească sau adică, banda desenată românească. La un moment dat chiar am fost întrebat ce e nou în arta românească și am zis că nimic. Acum n-am vrut să fiu arogant, dar toate s-au făcut. Da, vin din urmă, există un ecou, există firește continuități sigur, care sigur, nu se există pot. Există o continuitate. A, că încercăm să găsim alte materiale sau alte modalități. Oarecum produsul finit există deja. Da. Există deja. Aș vrea un pic să ne uităm la imaginea de colecție deschisă, să zicem așa. Adică tu, voi ca și colecționar, ca și familie, tu ca și colecționar, practic, uneori ești nevoit pentru a crește colecția, să spunem așa, a hotărâ și vânzări din colecție. Da. Și da. E o zonă, să zicem, de da, organism viu. Să știi că de multe ori mă consider chiar și negustor de artă, nu neapărat. Sau nici nu știu dacă de la... Care... Unde e o limită? Unde hotărăști lucrările astea? Să zicem, sunt doar pentru mine și nu le voi nu mă voi gândi să cineva le... Cineva mi-a zis de curând că niciodată nu avem bani să cumpărăm ceea ce ne place. Și acolo e limita. În momentul în care, din fericire, găsesc ceva care îmi place foarte mult sau consider că e foarte important, ba ca artist, ba ca lucrare a acelui artist, încep să mă gândesc să vând altceva. Și ce îți place acum? Adică dăm un exemplu de acum, din prezentul... Îl descoper, toate că ar fi trebuit probabil să-l descoper de mult, îl descoper pe Mirel Zanfirescu. Un artist din școala Baba, putem să spunem... Printre primele, dacă nu chiar prima generație de elevi ai lui Baba. Și el s-a stins recent, Vladimir Zanfirescu, cred că... Până în pandemie, nu? Da, cred că 2018. Da. L-am cunoscut pentru că aveam un portret de la cineva și nu era semnat, nu știa să spună de cine-i făcut. Dar mi-a zis, era în atitudinea școlii Baba și era semnat pe spate IS. Evident că te gândești la domnul Sorin Ilfoveanu. Da. Acum nu știam dacă, pentru că personajul din portret și semăna puțin cu Sorin Ilfoveanu în tinerețe. Și acum nu știam dacă e portretul lui Sorin Ilfoveanu făcut de altcineva sau e un autoportret. Scurt m-am întâlnit cu domnul Ilfoveanu pentru că l-am prins așa oarecum pe stradă și l-am arătat, mi-a zis că nu este. Și că să încerc la Mirel, să-l întreb pe Mirel. Și așa am ajuns. De fapt, bănuiala de la început era... Pentru că exista în acea colecție destul de multe lucrări de Mircea Ciobanu, era că ar fi fost de Mircea Ciobanu, dar nu prea semăna. Așa, da, zic în fine. No. Hai să... și am ajuns la domnul Zanfirescu și așa l-am și cunoscut. Evident că n-a fost nici de el și a rămas așa o... Era o lucrare babistă, semnată pe spate, pe șasiu, un IS și atât. Așa a rămas și în ziua de astăzi. Dar așa l-am cunoscut. L-am cunoscut oarecum în ultima perioadă, nu pot să țin minte, decât că fuma foarte mult. Ce pot să zic este că iată un al treilea tip de profil de artist care tot așa, adică din ce știu și domnul Vladimir Zanfirescu era retras, era destul de greu de ajuns la dumnealui, adică... N-a fost foarte greu. În momentul când l-am sunat și am povestit cam de ce vreau să-l vizitez, a fost
foarte deschis la, la treaba asta, dar era, așa cum am spus, în ultima perioadă, era destul de, nici nu știu, cred că era într-un fel, eu nu știu exact dacă a fost și bolnav sau, nu știu despre asta. Și mergând în zona de colecție, să zicem, l-ai redescoperit practic pe Vladimir Zamfiriscu, cu ce perioadă sau cu ce tip de lucrări? Odată ce am intrat în apartamentul dânsului, evident că m-am uitat pe pereți, așa, nu erau foarte multe lucrări, nu pentru că acolo trebuia să fie o expoziție. Își alesese pentru... Avea și atelier în Pangrati, dacă nu mă înșel. Avea și atelier în Pangrati, sigur, la atelierul din Pangrati nu am ajuns. Nu mi-am permis să-l rog, nici nu știu dacă mai avea ceva, că știu că el a făcut o donație destul de importantă și nu mi-am permis să... Mai ales că nu aveam un plan să cumpăr, pentru că mi se păreau inabordabile. Mă așteptam să fie foarte scump. Ca nivel de apreciere a unui preț de valoare. Foarte scump și n-avea rost să intru într-o astfel de discuție, pentru că știam clar că, sau bănuiam că nu e accesibil. Că nu e accesibil. Și l-am redescoperit, sau nu redescoperit, l-am descoperit și datorită lui Tudor Marinescu și a Ioanei Panaitescu, al unui pictor excepțional și retras. Tudor este fiul Elenei Hașche Marinescu și cred că... Și Ioana Panaitescu este fica lui Ion Panaitescu, graficianul, cel care a condus o vreme și atelierul Podu, atelierul sigur, de grafică. Sigur, acum știm că acolo se schimbau la o anumită perioadă, toți au condus. Da. Cam toți cei care erau de anumită dimensiune, care erau de anumită dimensiune. Da. Dar nu asta că a condus. Nu, era important pentru cei care cumva era încearcă să-l caute în Panaitescu. E unul dintre cei mai importanți grafici. Da, de acord, da. Și datorită lor, cunoscându-i mai bine și împrietenându-ne, l-am descoperit și pe Mirel. Am avut, și nu neapărat prin lucrări, acces la mai multe cataloge, la fotografii, la fel de fel de scrisorele, schițe. I-am descoperit universul. Și chiar ultima lucrare achiziționată e un Mirel Zamfirescu. Da. O lucrare pe care am găsit-o undeva în Germania. Ce reprezintă? Un portret. Un portret așa din profil, un pic... Așa, o lucrare de muzeu. Dar de multe ori, asta e senzația pe care o transmit lucrările lui, că trebuie puse în muzeu, adică sunt foarte îngrijit lucrate, iradiază un tip de atmosferă, dar și necesită un tip de lumină, cred, de tip muzeal, pentru a fi scoasă în evidență. Lui plăcea, din câte am observat, să-și pună niște rame serioase. Da, arte flamandă sau exact, ceva da, de tipul ăsta. Se duce cu gândul. Păi și portretul ăsta se duce cu gândul către arta flamandă. E semnat și datat 80, dar la prima vedere zici că cine știe ce comoară artă flamandă, pentru că tehnic e foarte apropiat. Da, e impecabil din punctul ăsta de vedere. Cred că puțin artiști au putut și au dorit și au reușit să atingă genul ăsta de, să zicem, înălțime, performanță tehnică pe care a picturii în ulei pe care Vladimir Zamfirescu a adus-o. Îmi place să am în colecție din artiști ăștia mai puțin cunoscuți. Mă gândesc că cine știe, poate la un moment dat va fi nevoie să mai faci o expoziție de rememorare și mă întreabă și pe mine cineva, băi, uite, pe la lai, Nicolae Krasovski, unul dintre ei. Da. Sunt foarte puțini care știu despre Nicolae Krasovski, sunt foarte puțini colecționari care au auzit, pentru că el a trăit, din păcate, puțin. Cred că s-a sinucis, dacă nu mă înșel, sau... Exact, nu știu povestea. Da. Un sfârșit tragic oricum. E un sfârșit tragic, dar e cumva, din câte știu eu, s-a sinucis din greșeală. Adică n-a fost o chestie. Da. A fost un accident. Da. A fost un accident. Și foarte important și foarte, foarte bun artist. Mai zine câteva nume sau nu știu cum să avansăm și în cealaltă descoperiri pe care le-ai făcut sau în cadrul cărora te-ai...
Ți-ai constituit o parte din activitate. Păi la cum se văd lucrurile acum, chiar și Niculiul putem considera. Din păcate, apropo de expoziția care tocmai a avut loc de vernisajul de la galeriile Jules Calderon, galeriile Florea, da. Conduse de domnul Damian Florea. Este, din păcate, destul de necunoscut pentru timpurile astea. Nu mai vorbim de colecții. Sunt colecțiile, cine are Niculiu, sunt colecții gata formate, colecții serioase. Acum sunt foarte puțini cei care își doresc. Din punctul meu de vedere, pentru că văd așa cum se mișcă lucrurile. Bine, să sperăm că un eveniment de genul ăsta de, să zicem, repoziționare, sigur, și ați făcut și voi unul, dacă nu mă înșel, în 2018, da. Tot cu ajutorul nepoatelor, da. Pictorului, tot cu colecția lor și din colecția noastră, dar e mult prea puțin pentru numele Florii Niculiu. De multe ori cred că și ăsta e un factor, să zicem, destul de luat în considerare, zicem, investiția pe care trebuie să o faci în a face un astfel de eveniment, în a-l produce, pentru că ce înseamnă să faci un catalog, să faci o expoziție, să pui toate lucrurile la oaltă, de multe ori depășește valoarea lucrărilor în unele situații. De cele mai multe ori. Și aici e un gând destul de mare pentru foarte mulți dintre chiar colecționarii, să zicem, care stau în spatele acestor evenimente. Dacă nu mai bine cumpără lucrări în continuare decât să organizeze expoziții, pentru că cu expozițiile, să zicem, ele vin și pleacă, mă rog, se strâng lucrările sau, mă rog, lumea se bucură de acel eveniment, pleacă cu catalogul acasă, dar de aceleași resurse de bani era mai cumpăra încă nu știu câte lucrări. Da. Adică e un factor de cântărit, cred, chiar din punctul ăsta de vedere. Este. Adică aș merge cu discuția în zona asta, că până la urmă, inclusiv arta are un, să zicem, un... Adică e un lux arta pentru tine sau da. Pentru e un lux, adică da. Și trebuie să l gestionezi într-un fel. Trebuie gestionat, nu-mi permit, așa cum am spus, nu-mi permit să cumpăr ce aș vrea să cumpăr. Poate fi considerat că e un lux. Și unde, să zicem, e până la urmă, iată, o zonă în care adică trebuie să renunți la multe lucruri. Zona de sacrificiu pe care, mă rog, și colecționarii o fac până la urmă. De multe ori sunt văzuți doar ca oameni care au putere de investiție sau putere financiară. Nu neapărat, iată, puterea aceasta de, să zicem, de a sta alături de artist, de a deveni un fel de, nu știu cum să spun, în unele situații să nu sune ciudat, un fel de companion, dar la vremuri grele, adică te sună când ai chef, când ai și tu un copil, când ai și tu trebuie să stai alături de el, să-i răspunzi. Sunt foarte multe sacrificii. De exemplu, eu încerc să strâng sau să să găsesc lucrări de nume mai importante ca să pot să vând. Pentru că în momentul ăsta nu e în mintea mea să intre în colecție. Nu le găsesc locul. Și ca să pot să vând, să-mi iau ceea ce dorești și numele care, da. Pe care le prefer, care nu sunt mari. Adică e un fel de... Nu neapărat. Da. Nu neapărat, pentru că de cele mai multe ori se pare, numele sunt destul de mari, dar prețurile nu sunt pe măsura numelui. Da. În ziua de azi. Putem vorbi de o, să zicem, asta în mod categoric, de o valoare depreciată până la urmă dacă ar fi să le... Al unora și de o valoare cam mare pentru ceilalți. Cam mare pentru că, nu că n-ar merita, dar e discrepanța. Un Țuculescu de multe ori ajunge să se vândă mai ieftin ca un contemporan. Bine, aici avem și distanțele destul de mari între piața de artă din România și piața. Vorbim de aceeași piață, acum vorbim de piața. Din punctul meu de vedere, sunt câțiva artiști care ar trebui să fie foarte greu să te atingi de ei. Foarte greu. Mai ales prin raritate. Cazul lui Țuculescu. Nu găsești așa pe... Eu consider că nu ar trebui să fie atât de ușor pentru unii să cumpere un Țuculescu. Sau nu atât de ușor, că asta e în funcție de ce buget are fiecare. Da. Ar trebui să se plătească o lucrare de tipul Țuculescu. Nu să fie egal cu un contemporan. Și nu mă refer, genie evident că depășește, dar acolo e altă discuție. Da.
Și e foarte bine. Da. Nu, vorbim de piața din România, da, acum, în sensul acesta. Deja putem să nu mai considerăm, da, toate că ei, păi, este, nu, da, în piața din România sunt, iată, prețuri. Da, mă refer la... România, ei se vinde de cel mai mult ori peste un suculent. Da. Ceea ce nu e neapărat rău, dar acolo există deja ceva palpabil sau ceva, cu exemplu și în piața de afară. Suculescu de cele mai multe ori, am văzut eu două ocazii în care s-a găsit afară și a fost mult mai ieftin și ca, cât de ieftin în România. Evident că tot timpul mi-am dorit să am un Suculescu și am reușit să am un Suculescu, numai că e un desen. Și am avut șansa, a fost în licitații, nu l-a dorit nimeni și am avut șansa de a lua pentru că nu l-au dorit alții, dar pentru mine e foarte important. În afară că e portretul lui Gala Galaction, e foarte important, e și reprodus prin universul literal. Nu am posibilitatea de a avea un ulei sau, bine, tehnică mixtă e mai rar, că din câte știu e cam totul la muzeul din Craiova, dar am un desen. Apropo de întrebarea ta, nu intră în calcule pentru vânzare. Nici că n-aș putea să iau suficient de mult pe el să știu că pot să iau alt... Un suculescu de calitate superioară, să zicem. Asta, niciun caz. Dar și dacă mi-aș dori alt artist, să zic că nu, el ar trebui să coste mai mult, dar, din păcate, nu. Și de asta... Da, sunt nevoit să mă despar de unele lucrări. Sunt nevoit să mă despar de unele lucrări ca să cumpăr altele. Nu știu, uite, Georgeta Năpăruș, Octav Grigorescu. Sigur, îmi doresc și mai mult. Am reușit să obțin, dar îmi doresc și mai mult. Eu n-am auzit pe cineva din lumea asta, mai ales dintre colecționari, că la artiști poate că există mici invidii sau în fine, să nu-i placă Georgeta Năpăruș. Da, cred că ai dreptate. Acum derulam și eu în minte. Da, e destul de greu să nu intri în rezonanță. Din punctul meu de vedere, nu ai ce să-i reproșezi ca meserie, iar ca imagine e... Absolut. Și e unică. Da, e valabilă și în spațiul prezentului, în lumea contemporană. Poate fi la fel de, să zicem, ușor de înțeles și în România și în afara granițelor țării, sigur, probabil. Sunt foarte pentru că multă artă românească, trebuie spus, are legătură cu spațiul acesta și e greu de transportat undeva afară. Adică pare un corp străin. Nu știu, mă gândesc aici, mai ales la zona de artiști care merg spre arta religioasă, în afară nu poți să mergi cu... Sunt foarte multe lucrări de Georgeta Năpăruș pe care le găsești afară. Și în 2018, cred că a fost expoziția Octav și Georgeta Năpăruș la MNAC, cel puțin 20 de lucrări erau aduse din Germania. Și Octav Grigorescu, de asemenea. Și Octav Grigorescu. Da. Există un fond serios în Germania de Octav Grigorescu și lucrări serioase. Și ca dimensiuni și ca... Da. Bine, la Octav Grigorescu să zicem că ar fi mai ușor de găsit, mai ales în Italia. El a stat acolo, a pictat, a desenat mult. Da. Se mai găsesc. A fost reprezentat de unele galerii de atunci. Și se mai găsesc. Dar Georgeta Năpăruș e o artistă care a vândut... Tocmai de asta, pentru că a plăcut. Intrai la ea în atelier și dacă aveai suma respectivă, n-aveai cum să nu-ți placă ceva. Să nu ieși de acolo cu o lucrare. Tot. Adică e greu să, băi, nu știu ce, că are... Nu, e greu. Place. Georgeta Năpăruș, da. Și sigur, aș vrea să mai adaug niște lucrări. Ai dat câteva repere deja de, să zicem, de nume, dar așa ca perioade, adică ai, să zicem, o anumită... Ai criterii înspre, nu știu, alege mai mult din zona contemporană? Te-ai apropiat de zona interbelică mai mult? M-aș apropia de zona interbelică cu cei pe care eu îi consider mai rare chiar și pe piață. Că dai câteva exemple, poate? Da. Alexandru Phoebus. Un destin frân de vreme, mă rog, o lucrare... În afară de excepțional. Categoric. Excepțional. Și destul de puțin cunoscut, adică avem în Muzeul Național, cred că o singură lucrare. Nu, e în Galeria Permanentă, vorbesc. E la Muzeul Colecțiilor, e 3-4 săli. Da.
Cam mai e, adică mai sunt împrăștiate mai prin Timișoara. Mai apar rar, mai sunt așa în câteva colecții, din ce știu eu, dar apar rar, mai apar până licitații, câte o goașă, cât un ulei din ce în ce mai... Deci, Alexandru Făbus, Merica Râmnicianu. Merica Râmnicianu. Specială, foarte specială. Tot zona de început de avangardă, Corneliu Mihăilescu. Aici m-aș duce. Experimente. Eugen Ispir, sunt niște lucrări excepționale. Excepționale. Am prins acum vreo 2 ani. Din perioada interbelică, se referi? Sau... Da. Nu, nu, nu. La Eugen Ispir vin către anii 60. Da. Vin către anii 60, dar sunt excepționale. Eu știu și ca desenator, știu ca și ilustrator, a avut o zonă de... Nu, dar are o zonă de avangardă. Extraordinar. Extraordinar. Puțin, poate mai târziu decât avangardiștii noștri, dar e extraordinar. Pot sta una lângă alta oricând. De asta zic, cu Feobu. Catargii de anii 20-30. Henry Catargii, mai e și George Catargii, care e mai puțin. La fel. Sunt, am văzut niște lucrări excepționale. Și sigur, alea da. Iar în zona contemporană, nu știu, așa, în ce... Sunt foarte... N-ai spus deja de Ovidiu Feneș, n-ai spus... Sunt foarte mulți care îmi plac și care pur și simplu nu mi permit. Da. Sunt foarte mulți care îmi plac. Îmi place foarte tare Gili Mocan. Îmi place foarte tare, chiar dacă sunt oarecum diferiți ca abordare, Alexandru Rădvan. Iar foarte mult. Și el este un tip care ar trebui să fie colecționat mult mai mult decât probabil, mult mai mult. Bine, el e și foarte cerebral în sensul, mă rog, folosește foarte mult teme, tematici care și aduc problema istoriei. Zona lor, generația e foarte interesantă. Perioada aceea sau generația lor e foarte bună și foarte interesantă și foarte pe placul meu. Gorzo, la fel. Bine, Gorzo am avut șansa că anii trecuți a făcut el campanie. Și... Da, a fost foarte campanie inteligentă. La mine s-a nimerit una nesemnată. Și țin minte că l-am întâlnit la semafor sau venea după o străduță așa în trafic și eu eram în fața lui și m-am dat jos și l-am rugat, s-a speriat, nu înțelege ce se întâmplă. Zic, uite așa, și-a fost curs, uitat cu niște ochi la mine. Vă rog că să vină unul să-ți bată în geam la semafor, băi, uite așa. Trebuie spus pentru cei care nu știu despre ce campanie e vorba sau care nu s-au bucurat de ea atunci, că a avut un gest destul de, să zicem, spectaculos pentru zona de colecționarilor de artă din România. Nu-i primul. Mă rog, să povestim ce a făcut a pus o serie de câte lucrări erau? 13, de lucrări de grafică, mă rog, făcute cu o metodă de multiplicare, dar semnate toate și edițiile erau limitate la fiecare dintre aceste 10 sau 12 câte au existat, pe care pur și simplu te puteai abona la adresa de mail și o primeai acasă prin firma de curierat. Nu știu dacă era înainte de pandemie, cred, nu? Da. Adică firmele de curierat încă nu erau ceea ce au fost după pandemie sau în timpul pandemiei și... În felul ăsta, el a distribuit, să zicem, niște opere de artă, oamenii au putut să-și permită cu titlu gratuit Gorzo la nivelul acesta și proiectul a continuat. Anul acesta au avut o invitație prin galeria care a desfășurat acest proiect, SAC, să trimită colecționarii poze, cum și-au aranjat lucrările prin case, să le trimită pentru probabil un panou de onoare acolo la galerie sau sau măcar pentru a vedea Gorzo cum și-au găsit locul lucrările sale. Da. Un proiect frumos, artistic, contemporan, chiar în stilul Banksy la un punct, adică și de a submina într-un fel o piață, pentru că există, trebuie spus și acest lucru, apropo de diferite metode ale gestiunii artiștilor, a gestiunii operelor de către artiști, este și această revenire cu picioarele la pământ. Adică de multe ori, iată un gest cum este acesta lui Gorzo, a mai făcut Perjovski, dacă nu mă înșel, se vânduse, cred, o lucrare pe care el nu autorizase spre vânzare și lucruri interesante până la urmă. Adică nu totdeauna arta contemporană sau numele mari costă sume uriașe sau fabuloase. Nu trebuie să faci un credit de multe ori. De multe ori, iată, ajunge să
să fii aproape de artiști, să-i urmărești și la un punct te poți bucura și de astfel de, să zicem, surprize până la urmă. Altul, apropo de ce m-ai întrebat, altul care îmi vine acum în cap și care sunt foarte bucuros că am reușit să achiziționez și îmi place foarte tare, Giuliano Nardi. Extraordinar de mult îmi place. Extraordinar de mult. Și un tip, el ca om, un tip modest la locul lui, nu se apucă, nu vorbește, nu are își vede de treabă și a dorit foarte mult un atelier, a reușit să-l obțină, picta, n-am văzut niciodată într-o încăpere, casa liftului n-avea un metru lățime. Pur și simplu n-avea un metru lățime și e alt artist tânăr care se duce zi de zi și lucrează. Zi de zi lucrează, zi de zi. Sunt ateliere, știu de ateliere care n-au mai fost deschise de luni de zi, dar sunt acolo. Alții care își doresc să lucreze, bine, aici e cu totul altă poveste și sunt alte probleme, dar foarte bun. Și are o lume a lui fantastică, o lume fantastică. Și se încadrează oarecum în cei de care vorbeam mai devreme. Uhum. E acolo. El, apropo de Mirel Zanfirescu, a terminat la Mirel Zanfirescu, deci nu e din zona Mitroi sau... Da. Mie îmi place foarte tare, foarte mult. Și un artist pe care eu îl recomand să fie colecționat. Schimburi de lucrări de artă ai fost nevoit să faci? Sau e o metodă de a să împrospăta colecția? Da. Am făcut. Am împrospătat colecția, cred că amândoi am avut de câștigat. Fiecare parte, da. Exact, amândoi am avut de câștigat, cel puțin eu așa consider, și a fost foarte echitabil schimbul, dar vorbesc de... am dat ceva la schimb pentru un Ștefan Bertalan. Și mi s-a părut... Pe care nu l-aveai probabil în colecție. Da. Deși iată o altă metodă de a duce în colecție lucrări atunci când nu vorbești până la urmă. Acolo unde se poate, da. Uh-huh. Îmi lipsește din zona asta de Sigma, îmi lipsește Constantin Flondor. Domnul Flondor îmi lipsește într-o anumită, o anumită perioadă. Din zona prologului, domnul Horia Paștină îmi lipsește... Pentru că restul, să zicem că sunt prezenți. Că e ulei, că e acoare, dar sunt prezenți. Iar apropo de ultima întrebare, apropo de modul în care, să zicem, valorifici colecția, am văzut că, într-adevăr, pui lucrări în circuitul expozițional, în expoziții pe care le curatorezi și nu numai curatorate și de către alții, dar în interiorul, să zicem, cadrului domestic în care te miști, obișnuiești să pui lucrări de artă, mod sigur, dar le rotești, le păstrezi într-un tip de... Da, la un anumit timp sunt unele care nu se mișcă. Nu se mișcă de pe pozițiile pe care le-au cucerit. Poziție, da. Dăm un exemplu ca să ne... Horia Bernea. Am două lucrări care acolo vor sta, da. Iar un artist, din punctul meu de vedere, foarte important. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc. Da. E o poveste pe care am auzit-o de la Ovidiu Feneș, când a fost dus de tatălui în atelierul lui Horia Bernea. Tatălui a fost scenograf și era din Târgu Mureș și mi se pare că la un moment dat a fost și președintele filialei de pictură din Târgu Mureș. Și se cunoștea cu Horia Bernea și a fost dus, uite, el e film, probabil... Și îmi povestea Ovidiu că a intrat și pe birou, erau niște acoarele foarte mici, de fapt nu, erau niște hârtii mari, dar desena, picta pe o suprafață foarte mică ca niște timbre. Și de acolo a tras el niște concluzii că... Peste niște, timp au... Niște concluzii, dacă nu contează neapărat dimensiunea, că el se... Băi, Bernea... Se tot exprima, Bernea făcea așa cât o cutie de chibrit și era Bernea, era important. Mai am câte. Georgeta Năpărușie pe loc și nu se mișcă. Iar când mai achiziționez, mai faci schimb. Trebuie să o pui, să o poți vedea, să te obișnuiești cu ea. Să mă obișnuiesc, da. Da, mai fac schimb între ele. Și de cele mai multe ori încerc să o pun pe cea care o dau jos, o pun în altă cameră, nu să o bag undeva la perete sau într-un raft.
Acum, nu știu, sper să reușesc să duc la capăt ce mi-am propus, să zic așa, cu viitoarele achiziții.